Să începem cu actualitatea. A strălit ultimele zile, ultimele evenimente. Ce sentimente v-au produs? N-ați avut nicio declarație publică până acum? Bă, nici nu fac. Am spus că m-am retras din viața publică complet, dar nu din viața de cetățean. Enormă satisfacție față de miracolul care s-a petrecut. Când aroganța, nesimțirea, lipsa totală de scrupule sunt tratate elegant cu 10% palmă în obraz, nu pot decât să mă simt mândru că sunt român. Cum a pierdut domnul Ponta niște alegeri în care era de la distanță votat ca favorit? Ce s-a întâmplat? Care a fost? Supradoză. Ignorarea câtorva date psihologice pe care înainte, adică a priori, nu-ți dai seama că dacă le abuzezi, vei primi reacția contrară. Dar uneori se întâmplă exact ce s-a întâmplat. A fost o supradoză de propagandă prin televiziunile aservite, prin jurnaliștii care și-au trădat meseria, dincolo de orice limită, adică nici Năstase nu reușește să facă asta. A putut să fie mai arogant decât a fost Năstase, dacă e posibil așa ceva. Pe o structură temperamentală care nu era de domn, cum era în cazul lui Năstase, ci de golan, obraznic. A dat societății românești o supradoză de propagandă nerușinată și sfruntată. Asta e un element. Dacă ar fi fost mai limitat în propaganda lui, și-ar fi atins obiectivele, probabil. Al doilea motiv este ignorarea caracterului diasporei. Realmente, votul a fost împiedicat. Asta e o chestie penală. Dar n-ar fi fost resimțită că este penală dacă n-ar fi fost atât de nerușinat de pe față spusă. Prin gura a doi miniștri de externe care s-au succedat și prin gura lui însuși. A fost împiedicarea votului oamenilor din străinătate care și-au exprimat după primul tur prin fapte, în sensul că n-au putut vota toți cât au vrut să voteze, și doi, prin manifestațiile de stradă și mesajele pe care le-au transmis. Noi vrem să votăm. Reacția normală a unei instituții ar fi fost da. De vreme ce becul a spus că noi putem face lucrul ăsta, trebuie să-l facem, să înființăm noi secții. Și atunci, nu cred că ar fi existat acest vot de protest masiv. Pentru că, și ăsta este al treilea element, a fost ignorat caracterul diasporei românești. Ea nu este o diasporă istorică. Altfel spus, a plecat acum 100 de ani, are o existență separată sau quasi-separată de societatea românească și funcționează ca, cum să spun, ca un corp românesc independent. Nu. Aici funcționează, pentru diaspora românească, funcționează legea vaselor comunicante. La un om care este plecat în străinătate, există o comunicare subterană cu toată familia lui din țară. Deci diaspora românească este strâns legată prin multiplicatori reprezentați de familii de societatea românească din țară. Astfel încât votul de protest și de disperare al diasporei românești s-a multiplicat prin aceste canale cu votul din țară. Și în acest mod, ceea ce am văzut este amplificarea protestului diasporei în interiorul fiefurilor tradiționale pesediste. Adică le-a explodat mămăliga în față. Ce ar putea să urmeze acum, care ar fi, eu simt pe stradă, parcă oamenii sunt foarte optimiști, foarte deschiși. Există un tip de solidaritate în privirile oamenilor. Cum crezi că vor evolua de acum lucrurile sau cam? E foarte greu de spus. Totul depinde în fond de modul în care se instituționalizează această reluare a speranței. Pentru că, în fond,
toți profesorii ăștia de filozofie politică predau lucruri moarte, în sensul că se referă la experiența ale trecutului pe care, prin descriere, le osifică. Dar, de fapt, experiența politică este ceea ce societatea românească a trăit la aceste alegeri. Ce vreau să spun prin asta este că, în fond, corpul politic este ceva ce se reface continuu prin astfel de acte de solidaritate politică. Când suntem împărțiți stânga-dreapta, nu știu ce, toată polemica asta stupidă, bazată în mare parte pe neînțelegere, pentru că noțiunile de stânga-dreapta sunt fluide în mult mai mare măsură decât ne putem imagina și sunt opoziții și fragile și false de multe ori. În fapt, o națiune se reinventează continuu prin acte politice cum este cel care, la care am asistat. Deci, cumva, națiunea română, din punct de vedere politic, s-a reinventat sub ochii noștri. Și ceea ce tu vezi pe stradă, sub forma privirilor complice, cu o complicitate deschisă, luminoasă, bazată pe speranță, un soi de sentiment al relansării, al începutului proaspăt, toate astea mărturisesc de reinventarea națiunii politice românești în jurul unui act fundamental politic, care este votul. Deci s-a dislocat un soi de mortificare în care noi intraserăm, a fost dislocată și a apărut lava proaspătă. Lava, fatalmente în contact cu temperatura de afară, se va solidifica. E foarte important cum se va solidifica această lavă proaspătă. Pentru că din solidificarea ei vom trăi în următorul deceniu. Să ne întoarcem la obiectul discuției de astăzi, adică apariția acestui volum foarte frumos lansat ieri, volum care se numește Cu idee care ne sucește mințile. Titlul cărții reia titlul unui eseu al lui Gabriel Liceanu apărut pe contributors.ro. Este un titlu pus la timpul prezent. Comunismul este acum, nu știu, într-un prezent continuu, o idee care ne sucește mințile. De ce e la timpul prezent titlul? Dacă ar fi fost o carte despre fascism, am fi putut să spunem o idee care a sucit mințile oamenilor decenii de-a rândul. Pentru că memoria fascismului este o memorie bine rânduită. Prin asta înțeleg faptul că prin efortul mai multor generații de istorici, de scriitori, de intelectuali, de instituții anume create pentru a gestiona această memorie, societățile europene au atins o claritate morală în ce privește răul fascist. Nu mai poți astăzi folosi elemente de critică fascistă la adresa societăților liberale sau capitaliste, fără ca lucrul să sune imediat în ureche prost. De unde vine acest sentiment de stridență? Din claritatea morală pe care oamenii au căpătat-o față de răul fascist. În privința comunismului, acest lucru nu s-a întâmplat. Fascismul, nazismul au fost învinse printr-un război devastator, cel mai mare, care a produs 85 de milioane de victime, dintre care peste 60% sunt victime civile. Deci ceva monstruos. Prețul învingerii nazismului a fost monstruos. Și societățile europene au reacționat în foarte multe feluri. Am evocat reacția intelectual-morală, dar a reacționat instituțional. În fond, comunitatea economică, prima formă a Uniunii Europene, este o încercare de a crea o instituție economică, de asociere economică, pentru ca acest lucru, respectiv războiul civil european, să nu mai fie cu putință.
Toți pașii unificării europene, de fapt, sunt pași pe calea eliminării acelor condiții de competiție ori conflict care în trecut au dus la ceea ce îmi place să numesc războaiele civile europene, pentru că toate războaiele din interiorul Europei sunt războaie civile. Întrucât unitatea culturală a Europei este cu totul remarcabilă, pornind de la fondul comun creștin, care transcende de departe schismele care au apărut, diviziunile religioase și împărțirile confecționale în ortodoxi, catolici și variantele protestante. Unitatea creștină a Europei este extraordinar de profundă. Din acest motiv, toate războaiele între națiunile Europei au fost războaie civile.